Ne aflăm la expoziția de pictură Columna lui Traian în pictura contemporană, expoziție organizată de Asociația Identitate Culturală Contemporană, în parteneriat cu Academia Română, cu Uniunea Artiștilor Plastici și cu Universitatea de Arte Plastice. De o înțelegere foarte simplistă a noțiunii de identitate. Astăzi suntem într-o situație în care țările Uniunii Europene încearcă o unitate. Însă această unitate nu trebuie să fie o egalizare. Această columnă este actul de naștere al poporului român și cred că și în plan spiritual și în plan cultural el poate să genereze proiecte de artă contemporană care să amintească această moștenire extraordinară. Construit de arhitectul Apolodor din Damasc, din ordinul împăratului Traian, monumentul reprezintă o prețioasă cronică vizuală a războaiilor daco-romane din 101, 102 și 105, 106 după Hristos. Războiul acela 103, 104, 102, 103 și toată treaba ce s-a derulat ulterior a fost pe un ținut din Dacia, Felix din Dacia, care se întindea chiar la acea dată încă departe în nord până prin Finlanda și în sud până în Mediterană, iar dincoace până la Atlantic, iar dincoace în est, în răsărit, până dincolo de Nipru. O să spuneți, dovedim, dincolo de Nipru, nu de Nistru, există acum sate de mii de oameni care vorbesc limba română. Ai! Aici s-au căutat, pur și simplu, prin intermediul filialelor Uniunii Artiștilor Plastici, artiști din toată țara care, nepuși la lucru de cineva, aveau un atelier de lor sau lucrau pe aceste teme și subiecte. Aici, unde orizontul este pe rând, roată de an, inimă, tulburătoarea mea frumusețe, Dacie, ești tu. E foarte important de spus că și artiști din Republica Moldova fac parte din prezenta expoziție, cu care ne bucură și ne face să credem că putem să avem o unitate culturală importantă a spațiului cultural românesc.